Ramona Gabor a petrecut un weekend de vis pe litoralul românesc, însoțită de două prietene și fără iubitul Gabi Bădelău, sora Monica și-a permis cele mai căutate distracții de pe plajă. Ramona Gabor și-a făcut de cap în lipsa iubitului ei. Cum Gabi Bădelău nu era împrejmă să o protejeze, Ramona și prietenele sale au atras o mulțime de priviri și bărbații l-au înconjurat mai ceva ca niște rechini. Fetele și-au căutat liniștea pe banana plutitoare. După câteva plimbări pline de peripeții, Ramona a fost abordată de un tânăr care a invitat-o la o plimbare cu schijetul. Nu a durat mult până când tânărul Romeo a convins-o pe divă să-l însoțească. Îmbrăcată într-un costum de baie alb din două piese și cu pletele în vânt, Ramona a reușit să mai fure câteva priviri din cele câteva ture pe care le-a făcut de-a lungul plajei. Distracția nu a obosit-o pe În weekend a fost și ziua uneia dintre prietenele sale. Pentru ea, sora Monica i-a pregătit o petrecere surpriză într-un club de fițe, unde ziarele mondene scriu că a rezervat o masă cu 1500 de euro. Câteva sticle de șampanie le-au ținut pe cele trei fete pe ringul de dans până în zori. De această dată, fetele au fost de neatins. După multe încercări eșuate, bărbații s-au lăsat pocubași și nu le-au mai invitat la dans.